O femeie în vârstă de 43 de ani, mama de copii, a plătit un asasin cu aproape 22.000 de euro pentru a-l ucide pe fostul său coleg de muncă cu care avusese o aventură. Helen, în vârstă de 43 de ani, l-a urmărit pe Paul în vârstă de 50 de ani timp de mai bine de 2 ani. Pentru că s-a simțit respinsă după aventura pe care a avut-o, femeia a intrat pe Dark Web pentru a căuta un asasin care să o răzbune. Instrucțiunile ei spuneau clar, este vital să arate ca un accident. Am vrut doar să fiu lăsat în pace ca să-mi continui viața. Am vrut doar să se oprească, a spus Paul, adresându-se instanței. Depunând mărturie din spatele unui paravan, bărbatul a spus că inițial a ignorat e-mailurile femeii în care aceasta îl ruga să se întâlnească. El spune că mesajele pe care le primea erau ofensive, insultătoare, amenințătoare și îngrijorătoare și că a ajuns să se teamă de femeia cu care avusese o aventură. Deși era căsătorită și avea doi copii, Helen a dezvoltat o obsesie pentru bărbatul cu care a avut o aventură. Paul recunoaște că a avut un singur moment intim cu femeia în parcarea fabricii de produse congelate înainte ca aceasta să intre în tură. El spune că a regretat instantaneu întâlnirea deoarece s-a simțit rușinat și nu a vrut ca lucrurile să meargă mai departe între ei. Din acel moment însă, femeia a început să-l hărțuiască. În câteva ocazii, ea chiar ar fi încercat să-l atingă pe bărbat în zonele intime. Din disperare, Paul a luat decizia de a schimba locul de muncă și de a se muta la o altă fabrică. El mai susține că a blocat e-mailurile cu Helen și că a șters pozele pe care aceasta le trimitea și în care apărea în ipostaze sexuale explicite. Tot în încercarea de a se răzbuna, femeia i-a mințit pe directorii fabricii că fostul său coleg a agresat, intimidat și hărțuit sexual femei. El a negat, realitatea fiind confirmată și de superiorii săi, relatează știrile ProTV.ro.